Alocațiile pentru copii, începând cu data de 1 mai, se plătesc la nivelul majorat stabilit de guvern prin ordonanța de urgență adoptată în luna februarie. Noile alocații în plată sunt în valoare de 150 de lei pentru copiii cu vârstele cuprinse între 2 și 18 ani și a tinerilor de peste 18 ani care continuă studiile în licee sau în școli profesionale acreditate până la absolvirea cursurilor. Pentru copiii cu dizabilități, cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani și până la 18 ani, alocația este în valoare de 300 de lei. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat oficial că noile alocații intră în vigoare de la data de 1 aprilie și se achită începând cu data de 3 mai. Potrivit statisticilor oficiale la nivelul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, la sfârșitul lunii martie se aflau în plată în România 3.650.000 de copii.